De ce nu insistăm? Inginerul NACU are certitudine. Inginerul NACU ar face mai bine să studieze filozofie. Îndoiala e mama înțelepciunii. Pentru certitudini mai are timp. O să ne mutăm cu forajul dincolo de Buzău. Aici pierdem timpul. Și am impresia că timpul este lucrul cel mai prețios. Blitzkrieg, n-ai? Adu-mi tifon pentru machiaj. Câte acțiuni au vândut cei de la Concordia nemților? Aproape jumătate. Plata în Elveția. Ce dracu. Oamenii ăștia parcă se pregătesc să piardă războiul. Ce tot vând și depun în Elveția. Ați făcut și faceți același lucru. Eu am socotelile mele. Să vă citesc ziarele? Nu, inutil. Cunosc toate evenimentele cu 24 de ore înainte. Ce-ai fi gândind despre mine, domnule Radu? Vă asigur că nu-mi permit să gândesc. Gândești, dumneata, gândești? Gândești că doar de-aia nu te-ai făcut popă. Ai ambiții prea mari să te fi mulțumit să ajungi la bătrânețe vreun episcop. Zace în dumneata ura clăcașului, plus greaca și latina. Și tot ce ai mai văzut prin lume. Prin lumea noastră. La fel trebuie să fie și voina. Cu o diferență, doamnă. Care ar fi? Aceea că el a ajuns. Eu încă nu. O să ajungi. Cred, doamnă. Scoate din sef cerceii cu briante. Dublura sau originale? Dublura. Și spală-i bine cu alcool. Dacă aș avea o fică, nu ți-aș da-o. Trebuie să fiu un monstru, domnule. Mă flatați, doamnă. Nu, că nu o spun în sensul flatant. Un monstru pur și simplu. Este exact ceea ce am înțeles. De altfel, pentru asta te și țin pe lângă mine. Madame Voinea, e fiica marelui chirurg? Exact. Voinea a luat-o pentru avere? Nu știu, s-ar putea. Trăiesc bine împreună? S-ar putea. Domnule, nu-mi fă pe oracolul din Delphi. Salariul dumitale e pentru informații precise. De la oficiu se interesează dacă doriți potajul de urzici cald sau rece? Rece. Și ce lumânări doriți? Albe. Suntem în postul Paștelui.